În care ne aflăm noi acum este o clădire istorică, o clădire de patrimoniu arhitectural, patrimoniu național. Este vorba de un fragment din vila inginerului Pronin, întrucât aici până la al doilea război mondial a fost o construcție foarte frumoasă, cu un palat pentru regina Serbiei, dar a rămas după bombardamentele din cel de-al doilea război mondial doar această vilă. Și suntem în una din sălile care s-a numit Sala Verde. Noi, bineînțeles, o să-i dăm o altă denumire. O să ne instalăm, deja am început să ne instalăm aici. Chiar astăzi facem prima expoziție la noul sediu. Este adevărat că este o expoziție stradală și este adevărat că vom ține discursurile în curte și suntem foarte bucuroși că astăzi nu plouă, pentru că am tot amânat acest eveniment, dar din acest moment vom avea evenimente continuu la muzeu. Care sunteți prezenți aici și ne face o deosebită plăcere să anunțăm prezența la vernisarea expoziției noastre a doamnei consilier prezidențial Angela Brașoveanu, a domnului ministru consilier Valeriu Stoica de la Ambasada României la Chișinău, pe partenerul nostru de bază al evenimentului, pe domnul Denis Șova, director general al combinatului de vinuri Cricova, și bineînțeles pe colegii noștri scriitori, bibliotecari, muzeografi, editori, pe toți oamenii care sunt prietenii muzeului, pe toți profesorii care sunt aici, vecinii noștri. Îmi pare foarte bine să o salut pe doamna rector a Academiei de Muzică, Teatru și Artă Plastică, Victoria Melnic, pe doamna decan a Facultății de Litere a Universității din Moldova, pe doamna director al Institutului de Filologie Română Bogdan Petricei cu HD-ul. Deci pe toată lumea, salutăm pe toată lumea, nu o să pot să numesc toată lumea de aici și vă rog să nu vă supărați dacă eu cumva o să fiu depășită de emoții și nu o să vă numesc. Cu ce am începe această vernisare de expoziție? Acolo este expoziția, facem o expoziție stradală, întrucât spațiile în care ne aflăm noi acum și care din 1 martie anul acesta au intrat în folosința Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicianu, încă nu permit
deocamdată nu permit vernisarea expozițiilor în interior. Dar noi începem și anunțăm că muzeul se află și în acest sediu cu această expoziție stradală care se numește Scriitori din Cronica Unirii. În preajma zilei de 27 martie, anul acesta, vernisam o expoziție în sediul vechi al muzeului, din Casa Scriitorilor, de pe strada 31 august 1989, la numărul 98, o expoziție după ce renovasem sau făcusem puțină curățenie în sala de expoziții, sala mare Gheorghe Cincilei. Și ne-am întrebat cu ce am începe noi să anunțăm că sala noastră este renovată și că avem și vitrine noi. Am zis să dedicăm acea expoziție lui Vasile Alexandri, care este bicentenar în anul acesta, și lui Mihail Cogălnicianu, pentru că se împlinesc cu număr de ani de la trecerea lui neființă și pentru că muzeul, în formula pe care o are astăzi, îi poartă numele. La acea vernisare de expoziții fără public eram în condiții de pandemie foarte rigide, cu un regim extraordinar de rigid. Am avut dreptul să vernisăm o expoziție doar online. În acea expoziție fără public, zic, am spus că vom mai face o expoziție care se va numi Scriitori din Cronica Unirii. Este cea de-a doua expoziție în anul acesta și ne-am pus noi de acord la muzeu că trebuie să o numim așa, întrucât acest spațiu unde ne aflăm noi și toată strada care astăzi se numește Alexei Mateevici este plină de memoria literaturii și culturii noastre, e plină de istoricitate, pentru că nu e așa se numește Alexei Mateevici. Și mai încolo se află casa în care a locuit Alexei Mateevici. Dacă mergi mai înspre Academia de Muzică, Artă Plastică, Teatru și Artă Plastică, în capăt se află Mateevici, intră în capăt pe strada Constantin Stere, iar dacă treci mai jos, pe o străduță mai mică, Alexandru Plămădeală, se află casa în care a locuit Constantin Stere. Mai în capăt, tot mai în capăt, la numărul 9, cândva a locuit un alt scriitor, dar deja șaizecist, Vasile Vasilache. Tot aici, în actualul sediu al Academiei de Arte, se află clădirea Sfatului Țării, cu renumita sală în care a fost declarată unirea din 1918. Vis-a-vis e Universitatea de Stat din Moldova, la care au învățat foarte mulți scriitori, unii prezenți aici. Mai alături este turnul în care e sediul Muzeului Municipal de Istorie, turn care a rămas din perioada interbelică și rezistă și astăzi. Mai în capătul celălalt, spre stânga, se află clădirea sau unul din sediile Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească, dacă vă spun că e fostul Palat al Căsătoriilor, aceea, ca să reperați puțin ce și unde se află. Nu mai spun că în capătul acestei străzi, tot pe Mateevici, este și cimitirul unde sunt înmormântați mulți scriitori, multe personalități. Prin urmare, faptul că noi suntem aici mi se pare absolut logic și absolut firesc ca Muzeul Național al Literaturii Române să aibă într-un sfârșit un sediu și mulțumim celor care ne-au auzit timp de un an de zile și mai bine, noi am scris scrisori, ne-am adresat tuturor factorilor de decizie și le mulțumim celor care ne-au auzit și au făcut posibilă trecerea noastră aici. Dar cred că un timp, și noi sperăm că până în mijlocul toamnei, vom fi la două case. Vom mai fi în sediul nostru vechi, din Casa Scriitorilor, și vom fi și aici. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi avem nevoie să recondiționăm acest spațiu pentru muzeu. Ați reușit să faci o mică excursie acolo unde noi am pregătit puțin spațiu ca să-l puteți vedea și v-ați convins că acest spațiu are nevoie de multă îngrijire.
Bucuria noastră este mare că ni s-a dat acest spațiu și el a fost așteptat din 2012, dar bucuria noastră este mare și am înțeles că trebuie să ne să găsim forțe și mai mari decât bucuria noastră ca să aducem acest spațiu în condițiile normale pentru un muzeu modern al literaturii. Și aceasta se va întâmpla, bineînțeles, cu concursul nostru și se va întâmpla cu concursul factorilor de decizie și tuturor celor care vor să vadă în scurt timp, care înseamnă un an, doi, un muzeu de literatură care ar fi o mândrie națională. Așadar, mă întorc la titlul expoziției noastre și zic că nu putea să numească decât așa și nu putea să nu includă în vernisarea acestor imagini patru mari scriitori și mai degrabă patru mari ctitori de țară, să spun așa, pentru că au fost toți membri ai statului țării și au votat unirea și au fost și scriitori importanți și ziariști și oameni de stat și oameni de știință. Și ne-am gândit să includem în această expoziție fragmente din viața și activitatea lui Constantin Stere, un titan, al lui Ștefan Ciobanu, un om de stat și un savant și unul dintre cei mai buni istorici ai literaturii române vechi, pe Panhalipa, care nici nu trebuie să vi-l prezint, este un scriitor, a fost om de stat, a fost președintele Sfatului Țării și a fost redactorul șef, a înființat, de fapt, revista Viața Basarabiei și împreună cu Nicolae Costenco, care a fost secretar de redacție, au condus această revistă și a fost o revistă partea patrimoniului nostru cultural, istoric și literar. Și, bineînțeles, se putea oare fără Alexei Mateevici, pe strada Alexei Mateevici și în expoziție neapărat trebuia să fie scriitorul Alexei Mateevici, cel care a dat un poem antologic, o capodoperă dedicată limbii române, poemul Limba Noastră, poemul care este și imnul statului Republica Moldova. Iată de ce am ales acești scriitori, de ce am considerat că trebuie să fie o expoziție stradală. Este prima expoziție stradală pe care o face muzeul din risc, eu să spun, din 2012 încoace. Dacă greșesc, vă cer scuze pentru că eu sunt mai nouă la acest muzeu. Am să rog foarte mult să vină câțiva oameni prezenți aici, eu am să-i rog foarte mult să vină să rostească un cuvânt de la acest microfon și să vadă ce spune. Poate ne încurajează, poate ne ceartă, mă rog. Îl invit acum pe domnul președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Arcade Suceveanu. Vă rog frumos. Bună ziua! Stimată audiență, dragi colegi, prieteni, nu ne-am văzut de mult, e un prilej să ne mai vedem, să ne mai scoatem măștile, să mai vedem cum am mai întinerit, îmbătrânit, între timp. Asistăm la un adevărat eveniment pentru cultură, pentru cultura noastră, la o victorie a culturii noastre în general, a literaturii, este aproape incredibil ceea ce se întâmplă. Este un vis împlinit și stau și mă gândesc, mă pișc, așa, visez sau totuși trăiesc o realitate? Pentru că ceea ce se întâmplă este pornit această acțiune de mai multă vreme. Doamna director, decât anul 2012, de decenii, de începând cu anul 2012, s-a intensificat această acțiune, acest demers, hai să zicem așa. La multe instanțe s-a sunat clopoțelul acesta și dorința noastră de
a avea în sfârșit un sediu, Muzeul Național de Literatură, pentru că știm că alături, mai în vale, există un alt muzeu, mult mai generos. Iar cultura noastră, cultura noastră națională era cumva ostracizată mereu. Este o decizie și o inițiativă extraordinară venită, în primul rând, din partea președinției și a instanțelor guvernamentale, pentru care le mulțumim foarte mult și le suntem recunoscători. Este, bineînțeles, că semnificativ faptul că intrăm în acest spațiu pe sub arcada simbolică, luminoasă, a unirii, a actului unirii de la 1918. Și acest spațiu și această zi evocă acel timp extraordinar, istoric, și câteva din figurile emblematice ale actului unirii de la 1918 și, așa cum a spus foarte exact și frumos doamna director, colega Maria Șlehtițchi, acest spațiu este foarte bine ales, este impregnat de istoricitate, de cultură, de literatură. Ați spus foarte exact că la câteva sute de metri se află casa în care a locuit Constantin Stere. Ei bine, împreună cu Mihai Cimpoi, cu domnul academician Mihai Cimpoi, am făcut nenumărate încercări de a obține acea casă, de a o transforma în muzeul, casa Muzeu Constantin Stere. Poate vom obține acest lucru în continuare, în anii care vin. Însuși faptul unirii sau însăși expoziția, ce să spunem, pentru noi și am tot repetat acest lucru și eu, de exemplu, îl repet mereu, să audă și alte urechi și de dincolo de Prut, unirea ziua de 27 martie 1918 pentru noi nu este doar o frumoasă poveste a unor timpuri apuse. Nu este doar o dată înțepenită în manualele de școală. Este o dată vie. Fermenții unirii lucrează, continuă să lucreze și în aceste timpuri complicate în sufletele noastre. Eu sunt sigur că este o victorie noastră. O victorie a literaturii, a culturii și acest spațiu, cu siguranță, cunoscând și pornirea extraordinară de a schimba lucrurile în bine a doamnei director și a echipei care s-a constituit la Muzeul de Literatură, va deveni un loc deosebit, un punct luminiscent pe harta spirituală a literaturii și culturii noastre. Într-un ceas bun, felicitări și așa să ne ajute Dumnezeu mai departe. Este adevărat și vă mulțumim pentru urări, domnule Arcade Scebeanu. Este adevărat că acest spațiu intrat în folosința Muzeului de Literatură Mihail Cogălnicianu a avut niște îngeri păzitori. Este adevărat. Mulțumim președinției, mulțumim președintelui Republicii Moldova care s-a implicat în această decizie. Mulțumim domnului prim-ministru Aureliu Ciocoi. Mulțumim miniștrilor care au fost atenți atunci când m-am adresat cu scrisori. Mulțumim secretarilor de stat și mulțumim Direcției Generale
pentru administrarea clădirilor guvernului care au fost cu noi de la început până la sfârșit, adică de la începutul demersurilor noastre până când s-a semnat contractul. Și e de mulțumit multor oameni, unii sunt prezenți aici, eu nu o să le dau numele, dar ei știu foarte bine că noi le suntem recunoscători. Când acest spațiu va deveni spațiu intrat în gestiunea Muzeului Național al Literaturii Române, noi vom face publică lista persoanelor din cronica intrării acestui spațiu în gestiunea Muzeului Național de Literatură. Noi vă mulțumim foarte mult. Și acum îl invit la microfon pe domnul președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Chișinău, colegul nostru, Leo Putnaru. Poftiți! Bun găsit, eminentă lume, bun găsit local care, iată ca o răzbunare, vine unde e la locul. Colega Maria Ștartiț, doamna directoare, a făcut un excurs impresionant al acestei străzi, cu jalonări istorice ce apar la suprafață ca niște stânci pe care le băgaseră imperialismul adânc. Ieri s-a întâmplat să public într-o revistă, într-un ziar de la noi, un eseu, o jumătate de eseu, celălalt urmează, care se numește Strada ca vector în destin. Și mă refeream la strada 31 august, care a intrat în destinul meu un țărănaș venit în 67 sau mai înainte, am făcut și școală aici, și care a trecut acolo și acum s-a adunat. Eu cred că istoria face ce trebuie să facă. Scoate la iveală adevărul. Scriitorii din Basarabia, când merg la București, se opresc la hotelul Uniunii Scriitorilor de România, Unic. Ele pe strada căderii Bastilei. Când nu mai sunt locuri acolo, ne redirecționează la hotelul Lumină Lină, ce este nu departe pe strada Grigore Alexandrescu. De fiecare dată tremur, pentru că aici nu am noi un martor, ci un coleg cu care împreună, din cauza că am promovat spre publicare un articol despre Cogălnicianu și confratele său Muntean, eu după mamă de altfel sunt Munteanu, Grigore Alexandrescu, eu am fost exclus din redacția Tinerimii Moldovei. Mi s-a ridicat dreptul la semnătură, mi s-a scos din bibliotecă prima carte. Nu zic de laudă, pentru că Tinerimea avea un stoicism a ei. Mai pe urmă au fost scoși din aceeași cauză sau din cauze istorice care sunt ale noastre, pe care le apăram, și colegul regretat Ioan Mânescurtă, și regretatul coleg Tudor Marin, și regretatul coleg Victor Dumbrăveanu. Despre aceștia să știau mai puțin, pentru că, mă rog, în fiecare mișcări politice apar corifei care spun: de ce acolo, în hotelul de pe strada Grigore Alexandrescu, zic, ba de Grigore, da, știți oare că la Chișinău, unde erați omena, de persoana non-grata, există strada Alexandrescu. Este uimitor aproape. Există strada Alexandrescu. Și de aici se leagă multe. Și Moroșanu, și Politehnica, care mergea să depună flori la Ștefan cel Mare, și colegii mei de la Mai Medicină, care aveau un cenaclu literar, și cei de la Politehnica, aici este Nicolae Rusu, dar care au fost constrânși, umiliți, înghesuiți la medicină, s-au ars cărțile românești. Eu cunosc foarte bine acele timpuri. Și iată, ca o răzbunare, ca o revanșă, ca un drept ce ne aparține și aparține poporului român, la Chișinău se întâmplă străzi încărcate de istorie, de memorie, sunt străzile ca niște metereze de cetate.
De fapt, basarabene ce sunt? Ei sunt niște apărători de cetate, ne place sau nu. Pentru că uitați-vă la Nistru, uitați-vă la Bucovina, uitați-vă la Cetatea Albă, sunt cetățele. Toți ai noștri, când era cazul, fugeau și apărau cetățele. Și iată aici, grație efortului colegilor mei de la Uniunea Scriitorilor, și în primul rând al lui Arcadie Ciceveanu, grație practicismului, dirigismul, să spun, colegii Maria Ștaftischi, care au ocupat posturi importante și în învățământ, avem acest muzeu. Avem această expoziție deschisă pentru toată lumea. Să vadă. Sigur. Mai sunt timpuri de grotă. Ați văzut și oameni peticantropi mai apar la televizor, neștiind românește, vorbind macaronic, aiurea, fără idei, și așa mai departe, ei cred că mai pot întoarce roata istoriei. Nu. Atâta timp cât există străzile pline de memorie, Mateevici, 39 august și toate celelalte, România e la el acasă. Felicitări, doamnă directoare. Mulțumim președinției că a înțeles și acest gest nu a fost amânat așa pentru timpuri cumva. Pentru că este dreptul noi, nostru, de a fi și prompți și eficienți. La mai mare! Vă mulțumim foarte mult! Sunt prezenți aici la acest eveniment al nostru, la, vreau să zic o sărbătoare, dar am un fel de frică de cuvinte tari și nu am prea mare încredere în timpuri pe care le trăim, deci eu zic un eveniment. Sunt prezenți patru directori ai acestui muzeu. Certa mea convingere este, și am spus-o întotdeauna când mi s-a întâmplat să reprezint niște instituții sau niște subdiviziuni de instituții, că muzeul înseamnă, bună oară, instituțiile înseamnă și oameni. Muzeul nostru înseamnă un mare patrimoniu. Trebuie să fim cu toții mândri că acest muzeu are un patrimoniu unic. Peste 170.000 de piese care au fost adunate în timp, din 1965 încoace. Zic, muzeul înseamnă patrimoniu, muzeul trebuie să însemne spațiu, clădiri, bineînțeles, și un muzeu înseamnă oameni. Fără aceste trei componente, un muzeu nu există. Zic că omagiul nostru se îndreaptă către toți cercetătorii, toți muzeografii, toți custozii, toți îngrijitorii de spații care au fost la acest muzeu din 1965 încoace. Noi am pășit în al 67-lea an. E prezent aici domnul Vasile Malanețchi, care a fost directorul muzeului, e prezent aici domnul Valeriu Nazar, care a fost directorul muzeului, și e prezent aici și patriarhul literaturii noastre și fostul director al muzeului, Vladimir Beșleagă, pe care îl invit la microfon. Mulțumesc, Marioara, că nu m-ai uitat, să vă mână. Deci, așa cum eu sunt la o vârstă destul de înaintată, ca să nu zic alt cuvânt, sunt afectat de logoreie. Așa că să vă înarmați bine, că o să vorbesc mult și poate și interesant. Poate. Dar poate neinteresant. Oricum, puteți să vă faceți o ureche, să ascultați numai cu una. Și pe urmă cu cealaltă, pe rând. Și o să încep cu următoarea confesiune. Sunt chișinăuian din anul 50. Câți ani se adună, faceți dumneavoastră calcul și vedeți. Am făcut universitate, așa cum a spus și doamna Maria, mulți dintre scriitori au terminat universitatea. Aici am crescut primii 5 ani de Chișinău, de studenție, de studii, următorii 3 de doctorantură, pe urmă calvarul prin redacții, prin serite peripeții, nevoi, necazuri și toate celea.
dar aș vrea să adaug, ca să fie ceva, măcar nou, complet, la ceea ce a menționat doamna Maria, că se află locuri istorice pe această stradă sau în vecinătate. Chiar aici, unde stă monumentul doinei și Audea Teodorovici, s-a aflat sediul de mare frumusețe al Institutului Social Român, care a fost dinamitat în 40, în 41, când se retragea Armata Roșie, odată cu alte edificii. Deci Institutul Social Român, dacă vreți să vă faceți o imagine, imaginați-vă sediul Muzeului de Istorie Naturală, sau cum se numește, de o frumusețe rară, cu creneluri, cu nu știu ce. Ceva mai încolo, eu eram student și ne trimitea să facem agitații în timpul electoralelor. Ceva mai încolo s-a aflat sediul, primul sediul radioului deschis în Basarabia. Primul, din 38. Și a fost distrus, dinamitat. Universitatea, sediul în care am învățat noi, în care am studiat noi, mai mulți colegi, în localul nou, vechi, acolo s-a aflat Facultatea de Teologie a Universității din Iași, unde veneau ca visiting profesor, cum spune prin engleză, venea Gala Galaction și Nichifor Crainic. În amintirile lui Nichifor Crainic spunea că el și-a luat trenul de cu seară, călătorea toată noaptea și ajungea la Chișinău cu mantaua sub cap și vinea și făcea lecții, adică ținea cursuri. Mai încoace, spre sediul Sfatului Țării, s-a aflat o clădire distrusă astăzi, unde s-a aflat Liceul Donici. Noi știam lucrul ăsta și ne-au povestit ăștia, cei care cunoșteau istoria. Este o frumusețe faptul că avem acest spațiu care de multe îl meritau. Acum să vă întorc în timp și vă spun. Sediul Uniunii Scriitorilor, în care se află, și domnul Sicilianu, cred că știe și nu numai el, a fost dat în folosință în 76. Dar a fost pornit, început, în 66. Pentru că după fulminantul istoricul, epocalul, crucialul Congres 3, care a cutremurat toată firea birocrației și a regimului, ei au hotărât să facă anumite favoruri scriitorilor. Că la acel congres a spus, ia uite voi, noi scriitorii umblăm din gazdă în gazdă, ba la Palatul Căsătoriilor, ba nu știu unde, ba nu știu unde, niște găuri. Și printre ăștia a fost și Lupan, care a ridicat vocea fată, dar vocea lui era auzită. Și au hotărât să construiască sediul Uniunii Scriitorilor. Și reprogramând și muzeul acolo. Dar ce s-a întâmplat? Ca la toate promisiunile și poveștile regimului totalitar, au început în 66 și au terminat abia în 76. 10 ani. 10 ani, adică au început, au pus bază, au găsit teren și pe urmă au uitat. Și abia sfârșit, în 76 s-a deschis acel muzeu. Cine a fost primul director al muzeului, Gheorghe Cincilei? Ați pomenit numele lui? Ați uitat. Gheorghe Cincilei, marele entuziast, marele român, marele om de cultură, om de curaj. Dar nu așa de simplu. Natalia a numit 65, dar eu am impresia că e 64. Valeriu Nazar trebuie să știe. Toate lucrurile și toate succesele sau inițiativele care s-au
produs în perioada dinainte de, de Congresul 3 și după, au aparținut marelui om politic de stat care a fost Anatol Coropceanu. Anatol Coropceanu, om cu biografie, om ziarist, om de stat, care a fost distrus, dus la moarte fizică din statrapul Bodiu, el sub tutela lui s-au făcut și Aleea Clasicilor, și muzeul, și Uniunea Scriitorilor, și revista Cultura Moldovei, și Chipăruș, și Teatrul Luceafăru, și toate astea. Este cazul să amintim de acest Anatol Coropceanu, care a fost marginalizat, blocat și a sfârșit-o de inimă rea. Iar Gheorghe Cinclei a fost dat afară din serviciu, concediat, expulzat și numit în lui o nimicură, că să nu-i zic pe nume, un tip care era agramat. Pe urmă a venit Gheorghe, cum îi spune ei, Madan, pe urmă nu știu ce, au fost probleme multe. Natale a numit faptul că eu am fost director. Eu niciodată n-am tins la distinții și funcții. Dar s-a produs niște lucruri atât de triste și atât de urâte în muzeu, încât președintele de atunci, Ion Constantin Ciobanu și Mihai Cimpoi, locțitor, zice, tot e dumneata și fă acolo regulă, că tare mare mâncărime este acolo. Fiecare vroia să fie șef de secție, fiecare vroia să fie șef, fiecare vroia cu tare. Și când am intrat eu acolo și când am văzut atâtea ambiții, atâtea orgolii, le-am spus, da, eu o să stau, dar numai un an de zile. Aici mai mult nu pot să reziste. Dar un an de zile s-a întâmplat să fie anul 1888. Anul nașterii lui Mateievici. Și iată domnul Vasile Mălănescu și Mihai Papuc și alți colegi știu ce lucruri mari s-au făcut în anul 88. Anul de perestroică și Muzeul Uniunea Scriitorilor era cea mai activă, cea mai serată, discuții, sala care stă închisă de ani de zile, sala Uniunii Scriitorilor nu este nici utilizată, nici folosită, nici nimic, păcat. Acolo s-au produs lucruri. Să dea Domnul ca să se întâmple lucrurile astea și aici. Și încă ceva aș vrea să vă mai spun, că prea o lungesc. Muzeul care a obținut acest spațiu, spațiul este una, activitatea este ceva mai altceva. Trebuie să fie de măsură și activitățile. Și eu mă bucur enorm că ultimul timp, chiar dacă condițiile și restricțiile acestea de pandemie, de nu știu ce, cu online, cu nu știu ce, se produc evenimente foarte interesante la muzeu. Se produc evenimente pentru că nu știu ce, s-a făcut așa o modă, un tipic, un șablon, să facă niște fotografii pe pereți, să pună niște imagini, nu știu ce. Trebuie să mergi la om, cu sufletul, să mergi cu cuvântul, cu emoții, cu tare. Și lucrurile astea au început să se facă foarte mult, așa că, doamnă Maria, ferici de dumneata că te are muzeul după atâția ani. De mult, de mult, și tare aș vrea eu ca și la Uniunea Scriitorilor să vină o gospodină de președinte, de Uniune, să avem și noi ceva, o revigorare, o nu știu ce. Prea mult vorbesc, da? Acum și termin. Vreau să termin, dar la sfârșit am să spun două bancuri, pentru că e trist. Nu se poate spune lucruri prea serioase tot timpul, chiar așa. Eu cred că ar trebui aruncat un arc spre activitatea lui Gheorghe Cinclei, și aici este Valeriu Nazar și Papuc, poate fi. Gheorghe Cinclei, când s-a organizat, s-a fondat acest muzeu,
a acumulat atâta carte rară din biserici, din mănăstiri, din Bucovina, deci tot le-a concentrat la muzeu. Și a venit zbirii și au făcut striere și au scos cărți și am auzit cu ochii mei de la o persoană de mare frumusețe care este Dan Ciorba, băiatul din subterana Bibliotecii Naționale, că au fost scoase cărți și de la Biblioteca Națională și arse autodafeuri în fața, în asta, în spatele Bibliotecii Naționale. Trebuie să se renască și să revadă fondurile, unde sunt ele. Și a mai fost un tip care se învârtea pe la Uniune tot timpul și care a sustras din fondurile bibliotecii cărți și le-a dus în biblioteca lui și ar trebui luat la refec și tras de urechi să restitui lucrurile astea și le aducă în dreptă. Uite, asta este, cred că, misiunea, nu atât. Hai să zicem, sediu e bine, sediu e foarte bine, dar sediu trebuie valorificat și trebuie activitate. Și activitate se face, lucru frumos. Și acum, ca să fac două sugestii ironice. Eu zic așa, dar mi se pare că am auzit. Ați invitat aici șefa de la combinatul de vinuri? E frumoasă idee. Înseamnă că ești șansă să ne clătim și gâturile câte leacă, nu? Sau asta e simbolic? Vom vedea și vom trăi. Eu zic așa, dacă nu se întâmplă cu combinatul de vinuri, zic, de ce sediul nou este vis-a-vis de turnul de apă? Dar de ce nu ar fi turnul de vinuri? Poate este în oraș vreun turn de vinuri, să punem muzeul acolo. A doua sugestie. Am auzit cum că doamna președinte Maia Sandu a renunțat la reședința ei de guvernamentală sau prezidențială. E adevărat sau nu e adevărat, dar legenda e bună. Și am auzit precum că a existat o opinie a unor oameni de artă ca să ofere acest sediu oamenilor de artă, oamenilor de cultură sau pentru oameni de creație, nu știu ce. Eu cred că dacă doamna președinte a renunțat la această reședință, de ce nu arată așa sediu de la Condrița pentru muzeul nostru și pentru literatură? Să avem de acum ceva, dacă să avem, nu? Uite așa, și vorba aceea, muncești aici, duci și o transpiră, nu știu ce, dar pe unde te duci, te refaci la Condrița. Mai ales că la Condrița a avut casă Vasile Vasilache, care a fost amintit, acolo au avut și alții scritori, mi se pare că și Ion Ciocanu, este Ion Ciocanu aici. Așa că eu, știți ce, vreau să întorc o dată peste tot, de tot, de-a capra așa. Muzeul, sediul acesta, noi l-am așteptat decenii și nu l-am obținut și nu l-am primit. Nu cumva n-au ei și face cu sediile astea și au început să le împartă. Eu tare mă gândesc că n-a fost chiar din mare simpatie pentru scriitori, dar pur și simplu administrația nu mai știe ce să facă cu aceste localuri. Este ori nu este? Nu, nu este. Dacă e așa, atunci îmi cer scuze. Sănătate! Mulțumim foarte mult! Mă tem că nu e așa și eu cred că cineva a auzit, a înțeles gluma dumneavoastră. Da. Întrucât l-ați invocat pe domnul director general al combinatului
de vinuri Cricova și el este prezent aici. Domn director, veniți să salutați această adunare și să vedeți că aveți dumneavoastră beciuri acolo, dar noi avem catacombe. Bună ziua la toată lumea! Deci, pe de-o parte, sunt mândru să văd cum se creează o istorie, a noastră istorie. Pe de altă parte, un pic emoționant, deoarece văd cu ochii mei atâția savanți, oamenii care au creat și creează la moment cultura, istoria țării noastre. Mulțumesc, apropo de sfat, recent, în luna aprilie, în Beciurile Cricova a fost organizată o expoziție dedicată zilei cosmonauticilor. De ce nu să organizăm careva expoziții dedicate literaturii, istoriei, ca toți, cu mare drag, ca toți cei care vizitează Beciurile de la Cricova, într-adevăr, să aibă posibilitatea să vadă ce ne reprezentăm noi. Deoarece fără istorie, fără literatură, fără suflet, nu eram să fim noi. Și folosind ocazia dată, vreau să vă mulțumesc ceea ce faceți. Da, cu părere de rău, la momentul de față, tineretul nu este tare interesat de istoria, de literatura noastră, dar necătând la toate greutățile, o duceți înainte. Ceea ce ne-ar crea o impresie că totuși vom avea un viitor frumos. Și apropo, evenimentul de astăzi, necătând la restricțiile, la pandemie, când avem posibilitatea să ne vedem nu numai online, dar și fizic, iarăși este un simbol că va fi și cerul senin, și soarele, și sănătate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule director general Denis Șova. O invit acum pe doamna rector Victoria Melnic să ne spună un cuvânt de salut pentru buna noastră vecinătate. Stimată doamnă director, onorată asistență, dragi prieteni și colegi, mie îmi pare foarte bine că acest sediu care se află în imediata vecinătate a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în sfârșit are un... are niște stăpâni pe măsură și sper foarte mult ca în acest spațiu să se întâmple multe evenimente memorabile, evenimente care vor contribui la propagarea culturii și artei din Republica Moldova și consider că această primă expoziție în forma ei, care este astăzi expoziție stradală, este o formă foarte reușită de a ieși din interiorul culturii sau din interiorul acelor spații pe care le avem, din interiorul a preocupărilor noastre spre societate. Și este o formă accesibilă și care merită să fie cumva valorificată mai deplin. De asemenea, îmi pare foarte bine că există această curte superbă care, ținând cont de condițiile climaterice ale Republicii Moldova, când totuși aproape jumătate de an beneficiem de vreme frumoasă, poate fi valorificată și ea pentru organizarea unor evenimente, a unor expoziții, a unor concerte, a unor întâlniri de suflet, a unor întâlniri de care să ne pună în valoare spiritualitatea. Îmi pare foarte bine pentru acest nou sediu. Sper să reușiți cât mai repede să-l aduceți la condiția pe care o doriți și pe care o merită un muzeu al literaturii române aici, la Chișinău. Felicitări și sper să avem o colaborare frumoasă ca vecini. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi sperăm că vom avea o colaborare frumoasă între instituții și între arte. Îl invit acum pe colegul nostru, scriitorul Vitalie Ciobanu, care este și președintele Pen Club Centrul Chișinău. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Dragă doamnă directoare Maria Șlachtițchi și dragă colegă, felicitări pentru acest eveniment deosebit.
excepțională, aș spune, pentru că suntem sub neașezarea vremurilor și nu știi niciodată ce se mai întâmplă, cine mai aduce viitorul an sau următoarea legislatură. De aceea, dacă sunt ocazii, cam tot timpul am trăit așa, sub semnul provizoratului, dacă pot fi valorificate niște momente, niște secvențe ale prezentului, când să instituim niște repere ale culturii aici, să obținem niște sedii, la modul direct, la modul pragmatic vorbind, pentru cultura noastră este formidabil. Însă și secvențele astea privilegiate ale istoriei au nevoie de oameni, poate nu chiar providențial, dar deseori și e vorba și de asemenea personalități care ajung cumva în vârful, pe valul schimbării și poartă după ei un anumit spirit al revoluției, al transformării, al reformei. Și este frumos că chiar datorită, în primul rând, eforturilor colegei Maria Șleftițchi, dar și iată, cu înțelegerea doamnei președinte Maia Sandu, cu sprijinul consilierii prezidențiale, buna noastră colegă și prietenă Angela Brașoveanu, cu eforturile Uniunii Scriitorilor și altor instituții, acest fapt s-a împlinit, s-a materializat. Memorie, identitate, demnitate. Cumva sub semnul acestor noțiuni ne purtăm noi existența sau avem șansa să dăinuim, să construim ceva care să dureze. Și este minunat că evenimentul ăsta s-a produs. Eu vreau să-i mulțumesc Mariei în mod special pentru această invitație pe care mi-a adresat-o. În particular pentru că s-a întâmplat o coincidență, o tristă coincidență pentru mine, pentru familia mea. S-a împlinit jumătate de an chiar astăzi, de când fratele meu, actorul și regizorul Vlad Ciobanu, nu mai este alături de noi. Însă și am organizat în familie un parastas în memoria lui ieri. Dar mă gândesc că acest sediu, Muzeul de Istorie, Muzeul Istoriei Naționale, Istoriei Literaturii Române de aici, se află în vecinătate, în proximitatea Academiei de Arte, acolo unde Vlad și-a desfășurat activitatea mulți ani, a susținut, a crescut generații de actori, de tineri creatori de teatru, de oameni care cumva o să poartă în continuare cinstea și onoarea culturii române și a teatrului din Republica Moldova. Mă bucur de această coincidență. Mă bucur că sunt împreună cu mama mea, profesoara Galina Agafia Ciobanu, și am putut veni împreună aici la acest eveniment de cultură remarcabil. Vă mulțumesc foarte mult și, dragă Maria, mult succes ție, colectivului, echipei minunate pe care o conduci, cu care lucrezi împreună, și sperăm să ne întâlnim de multe ori de acum încolo aici sub arca Muzeului Literaturii Române Mihail Gogălnician. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Vitalie Ciobanu. Sigur că lucrurile vom face împreună, dragă Vitalie. N-am spus că este fondator și redactor șef al revistei Contrafort, o adevărată instituție pe care a creat-o împreună cu colegul nostru Vasile Gârneț. Dragi colegi, dragi scriitori, profesori, bibliotecari, muzeografi, editori, dragi prieteni ai muzeului, zic eu, cu un singur cuvânt. Mama mea spunea un lucru, că toate lucrurile frumoase se fac cu oameni buni și toate le vom face împreună. Le vom face împreună pentru că oricât de bună ar fi echipa muzeului, care firește că este foarte puțin numeroasă și a trebuit să fie mult mai mare, fără sprijinul dumneavoastră lucrurile nu vor fi așa cum ne le dorim. Iar pe colegii scriitori rog să scrie, pentru că Muzeul de Literatură este motivat să existe dacă sunt scriitori și dacă ei își scriu opera. Aceasta este o condiție esențială.
O invit acum pe colega noastră care are direct legătură cu activitatea noastră, e și scriitoare, dar e și directorul Institutului de Filologie Română și studiază opera acestor scriitori, pe doamna Nina Corcinski, vă rog. Distins doamnă directoare, Maria Șnepitski, onorată asistență, dragi colegi, dragi prieteni, bună ziua, Hristos a înviat. Doamna directoare se ferește de cuvintele mari, eu nu o să mă feresc și o să spun că acest eveniment este unul cu adevărat istoric, întrucât nu este doar o schimbare de adresă a Muzeului Național de Literatură Română Mihail Cogălnicianu, este o situare simbolică a muzeului pe o orbită valorică superioară, nouă, și sunt sigură, dragi colegi, că aici, în acest lăcaș, se vor desfășura evenimente culturale de anvergură națională și internațională, pentru că nu-i așa, omul face locul. O să zic și eu, ca și țăranii din satul meu, iată că se vede mâna gospodarului, în acest caz mâna gospodinei, a doamnei doctor habilitat Maria Șleftițchi și a echipei domniei sale. Este o mare bucurie pentru noi toți. În Republica Moldova, unde avem de multe ori sentimentul că nu se întâmplă nimic relevant, iată că se întâmplă, iată că se poate întâmpla când la locul potrivit sunt oameni potriviți. Și nu este deloc întâmplător faptul că evenimentele Muzeului de Literatură din acest nou sediu debutează cu un eveniment dedicat unirii a unioniștilor, a celor care au făurit unirea. Sunt sigură că acest generic va fi de bun augur și să ne unească aici împreună cultura, să ne îmblânzească, să ne adune aici, inclusiv aici, dar și în alte lăcașe de cultură, să ne adune grămăjoară în arealul valorilor spirituale comune. Vă mulțumesc și calde felicitări încă o dată. Mulțumesc foarte mult! Sigur că domnul Denis Șova nu a venit să spună doar că sunt vinuri foarte buni la Cricova. Ne-a adus, firește, un pahar și pentru un pahar de vorbă, dar nu aș vrea să închid această, eu știu, ședere la taifa, să spun așa, că vreți să spuneți ceva, vă rog. Deci nu vreau să închid și dacă cineva vrea să vă spună câteva cuvinte, să-mi fac un semn. Domnul Valeriu Nazar, vă rog frumos. Domnul director Valeriu Nazar. Onorată asistență, în primul rând aș vrea să exprim și eu bucuria pentru că Muzeul de Literatură în sfârșit are sediul lui și actualii colaboratori vor putea să lucreze așa, deci după toate legile muzeografice, și în acest sens aș vrea deci să felicit doamna director, căreia deci îi aparține un merit în acest sens. Felicitări, doamna director. Problema sediului pentru muzeu a apărut chiar din anul 65, când a fost înființat muzeul. Din primele zile, dacă muzeul a fost, deci, și-a început activitatea la 1 aprilie 65, la 12 iulie 65, Gheorghe Cincilei semnează împreună cu Ion Constantin Ciobanu, care era președinte al Uniunii Scriitorilor, prima scrisoare către Anatol Coropceanu, viceprim-ministru la acea vreme, în care cere, deci, în primul rând, spațiu pentru o nouă instituție, precum și înzestrarea tehnică a acestui muzeu. Desigur că după această scrisoare din 12 iulie 65 au urmat foarte multe,
altele, inclusiv după alegerea lui Pavel Boțu la 15 octombrie 65 în fruntea Uniunii Scriitorilor, nenumărate scrisori au fost semnate de Pavel Boțu iarăși împreună cu Cincilei sau Petru Zadnipru, care era secretar al Comitetului de Conducere. Însă lucrurile stăteau, totuși stăteau pe loc, se găseau diferite motive. Dar totuși ceva se întâmplă. Toate scrisurile acestea nu i-au lăsat, n-au lăsat în pace nici Comitetul Central de la acea vreme, nici Guvernul Republicii de la acea vreme, fiindcă la în jurul datei de 20 decembrie 65, ministrul finanțelor Arpentiev de la acea vreme răspunde Comitetului Central și Guvernului de atunci, precum că, uite, în 65, anul 65 este terminate și noi nu mai putem face multe alte lucruri pentru Muzeul de Literatură. Dar, iată, pentru anul 66 au fost alocați deja 310.000 ruble pentru începerea construcției unei clădiri pentru acest muzeu. Părea totul bine și frumos. Dar în perioada aceasta, cu toate că acest răspuns optimist a ministrului finanțelor, negocierile dintre conducerea Uniunii Scriitorilor și Comitetul Central, Guvernul, au continuat. Și s-a ajuns la o înțelegere, eu presupun, dar este probabil că este chiar așa, s-a ajuns la o înțelegere că, având în vedere că nici Uniunea Scriitorilor nu are clădirea aparte și stătea, deci unde e astăzi e Direcția Muzeului Național de Artă, deci aveam 5-6 cabinete câte avea atunci, s-a ajuns la înțelegere să se construiască o clădire pentru Uniunea Scriitorilor unde să fie și Muzeul de Literatură. Și un prim argument că lucrurile au fost așa este și faptul că la 20 ianuarie 66 Arhip Cibotaru, vicepreședinte ales la Congresul 3, semnează o scrisoare către primăria de atunci a Chișinăului în care roagă ca edificiul revistei Comunistul Moldovii să fie dat în folosință temporară Muzeului de Literatură, care are nevoie, fiindcă nu are spațiu nimic și materialele se adună, colaboratorii n-au unde lucra, deci ca să fie, și vă spun, deci în folosință temporară, două daci vă exploatați, nouă zdanie, soiul zachisatil MSS. Deci până la darea în folosință a casei Uniunii Scriitorilor. O asemenea scrisoare în acel an 66, semnate de Arhip Cibotaru, mai sunt, în una deci cerea casa cu numărul 62 de pe această stradă, pe atunci a Livezilor, în prezent strada Matievici. Tot, deci în același scop, pentru Muzeul de Literatură, pentru păstrarea materialelor care se adună și n-au unde le păstra, și tot pentru o folosire temporară. Deci asta este că, deci s-a ajuns la înțelegere de ce ordinul cel al ministrului finanțelor n-a mai continuat și s-a început construcția casei Uniunii Scriitorilor, unde deci a fost și a plasat și Muzeul de Literatură. Domnul Beșleagă a amintit aici foarte mult despre și foarte frumos despre Anatol Coropceanu. Într-adevăr, Anatol Coropceanu a fost un mare susținător al Muzeului de Literatură. Eu aș zice că chiar ideea creării Muzeului de Literatură este tot al lui Anatol Coropceanu. Chiar dacă în ordinul lui de înființare a muzeului se scrie că din inițiativa Uniunii Scriitorilor, eu aș zice că tot... De ce? Este o presupunere mare. Dar de ce?
fiindcă la ultima, la o întâlnire a lui Cincilei cu Anatol Coropceanu de la sfârșitul anului 64, din noiembrie 64, unde Cincilei a povestit toată biografia lui de până acea dată la Anatol Coropceanu, la sfârșitul conversației Anatol Coropceanu îi spune: bine, ne-am gândit și om face ceva. Aici trebuie să mai amintesc că Anatol Coropceanu avea întâlniri în fiecare an cu oamenii de cultură, cu scriitori, Andrei Lupan, pictori, sculptori și așa mai departe. Și cred că la una din aceste întâlniri, deci a apărut ideea creării Muzeului de Literatură. Când a scris ordinul, a semnat ordinul de înființare a Muzeului de Literatură la 10 februarie 65, Anatol Coropceanu i-a telefonat lui Ion Constantin Ciobanu și i-a spus: caută-l pe Cincilei și îl numești director. Iată cam cum, deci, au fost, da, cum a fost începutul și cum stau lucrurile. Desigur că pe urmă au avut loc multe schimbări. Eu aș vrea încă o dată să felicit Direcția Muzeului de Literatură cu această victorie de a obține acest nou sediu și să le urez în continuare numai și numai succes în cele mai frumoase. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim, domn director. Dacă mai vrea cineva să spună ceva, dar cred că vom avea posibilitatea să spunem alte lucruri aici la un pahar de vorbă. Vă rugăm foarte mult să rămâneți cu noi, să rămâneți cu noi aici pentru partea a doua acestei lansări și să rămâneți cu noi întotdeauna cu Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Vreau să aduc mulțumiri, așa cum se cuvine, să aduc mulțumiri încă o dată Comenatul de Vinuri Cricova, care este partenerul evenimentului nostru, să aduc mulțumiri restaurantului Curtea Casei, să aduc mulțumiri companiei de construcții Triscom Brio, care s-au oferit și au venit și au făcut voluntariat și au curățat blocul sau clădirea G sau G, care este cu ieșire la scara de coborâre în parcul Valea Morilor. Acolo era foarte, foarte mult lucruri lăsate și ei au venit și au făcut curățenie și s-au oferit să ne ajute. Primim ajutoare din astea cât mai multe. Vă mulțumim și mulțumim de asemenea Direcției Generale de asistență a clădirilor, de administrare a clădirilor Guvernului din cadrul Cancelarei de Stat al Guvernului Republicii Moldova pentru tot ajutorul pe care ne l-au acordat în detalii despre care nu vă vorbim, dar pe care probabil le înțelegeți. Da. Vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi și vă așteptăm de fiecare dată, veniți și cu idei și participări, pentru că noi avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Nu am spus un lucru foarte important. Curatorii acestei expoziții pe care o vedeți acolo sunt domnii Sergiu Stanciu, care este director adjunct al muzeului, și domnul Vasile Malanețchi, care este șeful secției literatură contemporană. Vă mulțumesc, stimați colegi, cei care ați pregătit spațiu. Noi suntem puțini, dar buni. Cei care ați dat cu mopul, cei care ați șters praful, cei care ați spălat, cei care ați fost muzeograf, cercetători și ați fost buni la toate. Vă mulțumesc și vă doresc și ne dorim sănătate și putere de muncă. Mulțumim!